Salutare, eu sunt Andrei și bine ai revenit pe canalul meu. Sunt foarte bucuros pentru că am primit un pachet de la Sensor Planet cu produse pentru pescuitul la feeder. N-am mai avut răbdare să ajung până acasă să le filmez mai detaliat, așa că m-am oprit la Ioana și vreau să facem acest unboxing împreună. Ar trebui să mă mut pe baltă mult timp ca să folosesc ce mi-a primit. Ok, avem două pungi de microsemințe natural. Oh, și avem și gama pentru apă rece, pentru un ambalaj care arată foarte bine. Ele vin într-un ambalaj de 500 de grame, mi se pare foarte ingenios pentru că în timpul rece nu folosim foarte multă nadă și atunci putem să utilizăm o singură punguță și apoi aruncăm ambalajul la gunoi. Aici avem 4 arome cu larve și libelule, viermuș, krill și râme. Sunt atât de multe că am mâncat și din mâini. Avem două pungi de ground bait topa mix, pe care știam. Este cu green betaine. Vin la ambalaj de 1 kg. Sigur vor da rezultate în perioada cu apă rece. Pentru nada aceea la pachetele de 500 de grame avem și un activator pentru fiecare în parte, cu krill, cu râmă, cu viermuș și cu larve, pentru a da un plus valoare și un plus aromă și proteină nadei. Ok, trecem la punga a doua. Kilograme bune, ok, începem cu o pungă de micropelete de 2 mm, tot cu green betaine. O nouă pungă de nadă green betaine topa mix. O pungă de nadă topa mix Big Carp. Și în alte două pungi de micropelete cu pâine de pește și black halibut. Păi aici am să pescuiesc cu tens o săptămână. Ioana după mine. Din nou aditivi cu larve și green betaine. Voi nu vedeți ce e pe jos aici, dar o să vă arăt la final. Niște gel atractant pentru Method, pentru pop-up, cu usturoi și cu spicy squid. Iar aici cred că vă dați seama ce am. Da, am foarte multe pop-up-uri, dumbbell-uri cu toate aromele posibile. Avem pop-up-urile clasice, dar și cele de tip fumigenă, specific celor de la Sensor, acelea care lasă o dâră verde în apă. Acum ar trebui să vedeți ce este în fața mea. Am nadă și pelete cât să mai ajungă pentru toată iarna asta. Sperăm că vremea să țină cu noi, să mergem cât mai mult pe baltă. Chiar mâine o să testez produsele Sensor. Și cu această ocazie aș vrea să le mulțumesc pentru pachetul pe care l-au creat special pentru mine și pentru această perioadă rece. Astăzi este 30 decembrie și am venit la o partidă de 12 ore la feeder pe Balta Floarea Popeștilor pentru a testa produsele Sensor pentru perioada de iarnă, pentru perioada de apă rece. Astăzi vom pescui exclusiv cu produse din gama Sensor, atât pentru nadă cât și pentru momeala de cârlig. Mai are loc o premieră astăzi. Moș Crăciun a venit la mine cu o nouă mulinetă,
pe care, așa cum ați văzut, am încărcat-o cu un fir de la Trabuco și pe care abia aștept să o testez. Așa cum ați văzut, am pregătit deja nada. Pe una dintre lansete o să pescuiesc cu un mix de pelete, iar pe cealaltă cu nada pe care am preparat-o mai devreme. Acel mix dintre top Amix Green Betaine și nada pentru apă rece cu aromă de krill. Pentru un plus de aromă o să adaug un gel cu spicy squid chiar aici pe momela de cârlig. Aceasta este prezentarea pe lanseta cu pelete. Acum voi pregăti momitorul pentru lanseta cu nadă. Aici avem un forfac cu bandă elastică și vom începe cu un dumbbell cu aromă de ananas. Iar aceasta este prezentarea pentru momitorul cu nadă. Acum haideți să le dăm la apă. Uite cât ești de frumos! Uite de frumos! Și ultima aruncare pe 2020. Încheiem partida de pe balta Floarea Popeștilor. A fost ultima ieșire pe baltă de anul acesta, fiind 30 decembrie. Am avut un total de 6 trăsături, 4 drilluri și un singur pește adus pe saltea pe care l-ați și văzut mai devreme. Toate cele 6 trăsături au venit pe mixul de nadă dintre Topa Mix și nada pentru apă rece. Cred că aceasta a adus un plus valoare pentru că are o consistență bogată în proteina animală. Mi-ar fi plăcut să aduc pe saltea mai mulți pești, dar din păcate, având în vedere temperatura apei și faptul că am folosit un cârlig destul de mic, nu am putut să îi aduc pe saltea și am pierdut în timpul drillului. Le mulțumesc celor de la Senzor pentru că mi-au oferit acest pachet generos de nade și momeli, pe care cu siguranță îl voi folosi și în lunile viitoare și sper să ne revedem cu bine în anul 2021 cu mai mulți pești, cu mai mult echipament și cu mai multe locuri faine și lacuri cu mult pește. La mulți ani și vă doresc un an cât mai bun, productiv și cu multă sănătate!